Societatea literar-artistică Tibiscus, Parohia Bisericii Ortodoxe Române, Primăria Uzdin, Casa de Cultură, Școala Generală Sfântul Gheorghe, Tineretul Muzical, toate ale Uzdinului, a organizat sâmbătă, 25 martie, ediția de majorat, cea de-a 18-a a concursului de recitatori, numit cum altfel decât Buna Vestire, ediția stabilind un record absolut, 118 recitatori înscriși în competiție. În deschiderea evenimentului, sufletul acestei manifestări de iubire pro-poezie, Vasile Barbu, președintele Societății Literar-Artistice Tibiscus, a salutat oaspeții sosiți din România și Serbia. Onorată asistență, iubiți frați, stimați oaspeți, dragi participanți, bine ați venit la Uzdin, la cea de-a 18-a ediție a concursului de recitatori Buna Vestire, una din emblematicele noastre manifestări culturale pe care le organizează românii de aici, din Banatul Sârbesc, din provincia Voivodina, din Serbia. Ne mândrim cu această manifestare, ne mândrim și cu faptul pentru că am stabilit un nou record în ceea ce privește participanții, anume numai puțin de 118 participanți și-au anunțat că vor veni și recita poezie românească la Uzdin, din țara noastră, din Serbia și din România. Președintele primului juriu a fost europarlamentarul Maria Grapini, susținător consecvent al tradițiilor, culturii, valorilor românești, implicată în numeroase acțiuni de promovare a tricolorului oriunde trăiesc semenii săi. O zi de sărbătoare, așa cum se cheamă și acest concurs minunat, vreau să fac o corecție pentru iubitorul de carte, de românism. N-am fost prima dată la Uzdin, eu am venit de multe ori la Uzdin, dar la concursul acesta vin prima dată. La foarte multe manifestări culturale am fost și la Vârșeț, și la Zrenjani, și la Novi Sad, pentru că suntem români, nu? Și trebuie să ținem legătura. Ceea ce face însă domnul Barbu este, și cu echipa, este extraordinar și vreau în primul rând să felicit pe toți sponsorii acestui eveniment, pentru că dacă nu ar exista și asemenea oameni care să țină flacăra vie a iubirii de țară, de neam, de cultură, de educație. Anișoara Țăran, coordonatoarea Departamentului pentru Învățământ al Consiliului Român, a fost cea care a inaugurat ediția de majorat a concursului de recitatori Buna Vestire. Mulțumim bunului Dumnezeu că suntem astăzi la Uzdin, la Festivalul Internațional de Recitatori, în ziua în care se sărbătorește Buna Vestire. Suntem români creștini și credem că Dumnezeu a făcut și face minuni. A făcut ca Fecioara Maria să-L nască pe Iisus, care a fost răstignit, apoi a înviat. A făcut un popor român, l-a unit, apoi s-au tras granițele fizice, dar ele nu pot despărți frații. Ne-a dat o limbă română, care, iată, nici în ciuda faptului că nu trăim în țara mamă, nu se pierde. Poate ea fi influențată de alte limbi, culturi sau tehnologii noi, dar noi reușim să o ducem mai departe și în forma ei normată, dar și în grai. Consiliul Național Român vă sprijină și vă îndeamnă pe toți, dar mai ales roagă școlile să se includă și să păstreze acest festival. Veniți, instruiți și învățați copiii să recite. Astăzi ei sunt recitatori, mâine vor fi actori, activiști culturali, poieți sau scriitori care vor duce mai departe cuvântul românesc. Concursul Buna Vestire a avut mai multe secțiuni și două jurii, dat fiind numărul impresionant de copii și tineri dornici să recite din marile nume ale poeziei clasice românești, dar și poeziei religioase sau în grai bănățean. După ore serioase de recitat și jurizat, câștigătorii concursului Buna Vestire și-au adjudecat fericiți premiile. Oaspetele de seamă al Uzdinului Maria Grapini a devenit sâmbătă și membru de onoare al Societății Tibiscus pentru contribuții majore la păstrarea și afirmarea culturii și spiritualității naționale românești. Grapini a promis comunității că legătura de suflet și de Buna Vestire va fi, cum e și firesc, una trainică.
Eu încerc și mai mult chiar. În momentul în care am primit această propunere, evident că am pregătit, sigur, premii nu foarte mari, dar premiile le-am adus cu mare drag să le dăruiesc cărți, în primul rând. Și o să militez pentru asta, ca sprijinul să fie și instituțional, pentru că și de asta este nevoie. Sprijinul să fie și voluntar, pentru că avem foarte multe asociații, pentru că Serbia are nevoie, Banatul Sârbesc are nevoie de sprijin din toate punctele de vedere și România trebuie să fie alături de Serbia. Pentru asta voi milita. Și când am fost ministru, am avut întâlniri oficiale și am solicitat acest lucru și mă bucur că premierul de la acea vreme a avut proiecte dedicate Serbiei. România susține Serbia, acum România susține Serbia și să fie în marea familie europeană, dar și regional și în proiecte extrem de concrete, culturale, educaționale, nu numai transmiterea unei experiențe, ci vorbim aici și de sprijin financiar. Da, știu că nu numai cetățenii din Serbia și cetățenii din Republica Moldova, unde în mare măsură s-a rezolvat, dar exista încă de când am plecat eu din guvern, în 2014, exista acel proiect și îmi dați ocazia acum să impulsionez și să vorbesc cu premierul, mai ales că este din zona noastră, să vedem ce s-a întâmplat, că exista acel proiect, pentru că am avut foarte multe solicitări concrete și eu. Cetățenii, dacă își doresc cetățenie, ar fi păcat să nu le o dăm. Problema este că trebuie să fie o procedură foarte ușoară.